În săptămâna 6-11 martie, la nivelul județului Neamț, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă face publice un număr de 506 locuri de muncă față de 435 săptămâna trecută. La nivelul municipiului Roman sunt raportate de agenții economici în această săptămână 168 de locuri de muncă față de 174 săptămâna trecută. Dintre acestea, 77 sunt în domeniul industriei, 51 în construcție agricultură și 40 în domeniul comerțului și al serviciilor. Pe site-ul posturi.gov.ro sunt publicate toate locurile de muncă libere din sistemul bugetar. În această săptămână, la nivelul instituțiilor publice din județul Neamț, sunt scoase 43 de locuri de muncă. Primăria Roman caută un șef serviciu și un șef de birou. Spitalul Municipal de Urgență scoate la concurs 3 posturi de asistent medical generalist debutant și un post de asistent medical generalist. Primăria Comunei Poienare are liber un post de referent asistent. Direcția Administrațiilor Publice Piețelor Baza Robor are liber un post de inspector specialitate 1. Școala Gimnazială numărul 8 Calistrat Hogaș are un loc vacant de muncitor întreținere. Direcția de asistență socială din cadrul primăriei Roman are libere 6 funcții contractuale. Toate posturile libere din sistemul bugetar se pot ocupa doar